În 1979, bolnav, chinuit de durerea atroce la ficat, Nichita Stănescu a fost tratat la dispozițiile Elenei Ceaușescu. La o întâlnire a conducerii Uniunii Scriitorilor, Elena Ceaușescu i-a spus artistului că știe că nu se simte bine și că va da dispoziții să fie tratat. Peste puțin timp, poetul a primit vizita Ministrului Sănătății din acea vreme, profesorul Eugeniu Proca, care a spus poetului că a venit să-i facă un tratament pentru ficat, fiind trimis personal de tovarăș. Tratamentul a costat pe vremea aceea vreo 2 milioane de lei, fiind administrate cele mai noi medicamente existente pe plan mondial și cele mai sofisticate vitamine pentru refacerea ficatului, combinate cu o psihoterapie făcută aproape pe nesimțite, prin care a fost convins să bea alcool mai rar și mai puțin.